Mi-ai povestit data trecută despre întâmplarea de la sfârșitul anului, de la sfârșitul lui decembrie, în sat la Barda. Da. Acum văd că ai ordonanță de punere sub învinuire. Te consideră huligan că ai dat cu toporul în cap nu știu Doamne cui ferește, nici nu pot și că erai bat. N-am fost bat, nimeni nu m-a văzut bat, niciodată nu m-a văzut bat. Niciodată m-a văzut mine bat, nici mahala, nici în sat m-a văzut. Așa. Nici dar cum s-a întâmplat că era la mata acasă? Eu am venit de la o persoană așa, eu tot s-a percut timp de 5 minute. Când femeia aceea care spune că eu am vrut să o iubim. Mama victimei, așa, da, da, vecina matale. De pe care se consideră victimă. În tot cazul, el e o victimă. El a intrat omograd la mine. Da, el a prezentat expertiză medicală și are rană la cap. E leziune ușoară, dar oricum a considerat că e huliganism agravat. Și riști 3-7 ani de închisoare. Doamne ferește, nici nu m-am gândit eu la așa, nici nu l-am atins cu nus, nici el m-a lovit pe spart, eu pe scândră și-l oricum. Dar până n-ai scris plângeri dacă te-a lovit? Păi eu am scris o plângeri. Unde? La care, poliție? Da. Care când? Așa atunci sau o altă dată? Care ai văzut-o sunt, care ați... Apamu, recent, după aceea. Nu, după ce n-am scris. Dar atunci cine o chema poliția? Eu am chemat poliția... În țara aceea, pe 29 decembrie. Eu am chemat poliția noastră, bărți, din sat. Așa, poliția în sector. În Muceșcovei. L-ai sunat? Da, imediat. În țara ce? Da. Și-a venit? El eu nici n-am dobdit să sun deodată, eu sunam deodată. De unde opri, dacă știm că ei vin la mine, sunt într-un grad, eu punem lăcata la parte, pentru că e închis. Parte chiar din ograde. Dar eu n-am știut, pentru că nu eram vinovat pe nimic, nici nu făcut nimic. Persoana, femeia aceea care spune că sunt s-o, când eu am spus că eu nu te fugăresc, nimeni nu te fugărește, lasă-mă în pace, știi? Și am strigat tare și am văzut toată mahala, zici? Mata spune asta. Da, eu i-am femeie, spus. Spune. Femeie, spune. Dar că el zice că a venit să lămurească cu mata de ce ai făcut rău mamei lui. Dar și el, păi n-a făcut șoroc și i-am spus tot, eu i-am spus că el era la distanță, la 30 de metri. Pe stradă? Da, pe stradă. Eu că venim acasă. Și am strigat tare, eu s-a tămahal, nu-ți face nimic, nu fugurezi pe tine, ce faci? Și fuge înainte mea în urmă, ca să face chestia. Deci mai sunt marturi în sat care au văzut scena asta, au văzut dacă erai treaz sau bat, poate spune că ai fost beat vreodată. Am zis mahal și eu cred că cineva se înțelege și așa, da. Și eu, numai de când am trăit, eu am spus cuvintele astea, nu două minute, dacă eu de-am până acasă. Dar am văzut că eu am scos un mobil, ei nu i-au spus nică. Când am spus cuvintele astea, ei nu m-au zinghit la mine, că ei nu s-au așteptat eu spun cuvintele astea. Și nu m-au zinghit de unde, ei zinghește să face de cap. Mama băietului, da? Așa. Și eu ne-am aplicat la mine, dar vorba asta, două minute, eu am intrat în ograde. Și eu dacă știam că făcut ca să vină din urma mea, eu îmi cuiem poarta la lăcată, spate lăcată, e afară de un cui. Eu n-am știut, pentru că nici o vină, zic că ies, glumește sau cine știe. Și am mers înspre casă, am mers de jumate de drum de la poartă până în șer, dar până la casă. Da. Și când îi dau buzna pe poartă, înțelegi, și țipând la mine cu ei, fanarii alea. Dar ei cine? Bașca aici care e victima acum. Și încă un băiat, înțelegi? Aha, erau doi. Da. Fanare la mine, că eu nici nu-i cunoștem. Poate am avut ceva în mână după câte am văzut. M-am spărit, m-am venit de multe ori că sunt mă moare de foc la casă. Eu nici n-am dobit de multe ori, până acum te-am amenințat. Bă, dar de 20 de ani. Și te plângi la poliție și nic. Și eu zic, da. Dar bă, și 20 de ani, ei câți ani au? Bă, nu, eu spun că femeia asta... A, mama lor, am înțeles, dar ei nu. Cu ei n-ai avut conflict eu până acum. Eu nici nu cunosc, deși prima dată mi-au intrat o gradă. Deci ei au intrat în o gradă la mata, fără da, să-i chemi, fără să-i dai voi. Da, Doamne ferește să-i chemi. Ei și-au dat după parte, eu nici n-am nici să eu spun, eu am strigat, tot au auzit, că eu nici nu știu cum mă cheam, nici nu știu ce, e de multe, dar eu mă plângeam la Ceascovă, de atâta, cum am intrat repede în casă, mobilul și am sunat, vine Victor, că de el e la curent, că eu lui mă așa-l cheam pe polițistul da, de sector. Victor, da. Zic, vine pentru că în casă eu mai scurt tot persoana aceea de știu că e la curent. El spune, vin și apărând și că ia că de la timp vin alții. Și nu m-au uitat pe fereastră, era poliția, dar era de chemat. Erau toți pregătiți acolo, asta tot de 5 minute. Dar și crezi că a fost o scenare, ce interes nu, au? Nu, mă, m-a putin să interes, să mă bări, să mă pune în pușcărie o ceva, înțelegi? Dar ce interes au să te bagi la pușcărie? Vor pământul matale sau și vor?
Ai eu... casă și pământ acolo în sat, da? Da. Și aici, sunt vecini direct la gard sau cintere sau stibaje sau să răzbună pe ceva? Eu sunt sigur mai degrat, pentru că știu că îmi fac rău, deci dacă 20 de ani îmi faci probleme și mi-a să ne ies înainte. Și să răzbună, da. Da, și eu i-am spus la poliție, și acolo la viceprim, la așeri medici, la primar, la... Și-o amendat-o măcar vreodată? Da, nici nu chemat-o, măcar și demn de vorbă cu dânsa. Dar tot spune, de multe mă jăluiem. Și eu gândim să vină Ceascovul nostru, pentru că el e la curent. Mm-hmm. El spune întâi că vin și prin scudea mea că sunt la parte. Vin alții, da. Da, și când mă sunt la parte, mai scurt cât l-am mai sunat eu toată noaptea la poliție. El de-a mi-a trebuit, deci mm-hmm. El nu a mai venit. Așa a venit străin, nici nu știu, mine încep să mă învinuiască. Așa, băieții ăștia... Dar se învinuiască pentru ce? Acolo, pe loc, pentru ce te învinuiau? Dacă zici că băieții au intrat la mata acasă, da, nechemat... Băieții au intrat, să spun cum ajuns de vorbă, eu n-am dubit de centru în casă, nu m-am gândit, nu știu mai ce fac, și zic, să mă apăr că vin, să mă bată, că bine vă dau în casă, bine vă... Da, și eu dacă, spune, mai fost caz contrat în casă, o persoană, un băiat tot... Alții. Mai înainte, da, de-a te-o cușit cu frică, dacă m-am venit în casă, dă-i foc la casă, ca să ard, ca să sunt mașina, să mă calci, ca să mă omoare, ca să... El, și chiar ședem cu frică, mai ales când... Și chiar ne-a intrat în casă, unul spune că eu îmi lucru cu soția lui, și soția lui e în casă la mine, la moment, când m-a spit el. Păi, și-a intrat și-a verificat, da? Da, și-a pisat pat, și-a masca ta, băi, zic, nici nu știu cine să zici, dar el e că mult mai zdravă în mine. Și poliția știe, înțelegi? Și atunci tot te-ai plâns la poliție și nu i-a făcut nică, da? De fapt, eu mai fost un caz, el cu urmă, nu știu, m-am întâlnit, iar mai scurt eu m-am lujit și am fost lovitor, m-am zis la poliție, am scris și da, l-am amendat cu 500 lei. A, deci există un caz totuși când matai fost victimă, așa. Dar nu sunt ăștia care acum sunt victime, da? Nu. N-au legătură, sunt alți vecini din sat. Da, da. Și același polițist era atunci, da, tot Victor ăsta, da? Da, tot Victor, da. Mai scurt, eu spun și frigă, că eu chiar dacă intru în casă, o să intru și aici în casă, înțelegi? Mm-hmm. Cum a fost ca acela? Și mă rușe din casă, într-un mm-hmm. N-am ce, nici fără marturi, fără nimic, da. Da, de acolo și ce... Și ce ai făcut? Ei strigau tare, băi, dar radule, ia că te-ai vrut să violez cu mine aceea. Băi, eu când am văzut că așa de agresiv, știi? Băi, de unde știi tu? Și am vrut eu mic, dacă nici nu m-am împrăcheat dânsa de credeți de 30 de metri de mine și i-am spus la urmă, dacă eu și nu spus că mi-e astea, știi, vreau să timp să mă învinuiască, dar dacă am vorbit tare și într-o două minute până la când am vorbit cuvintele astea, până am intrat eu în grade, un 2-3 minute, înțelegi, vreau să fie rog pe loc. Și tot dacă eu numai cât am intrat în casă, mai scurt, eu când am spus cuvintele astea, cum mi-a putut scuvi? Eram și nervat, mai cum dacă el a avut cuvintele astea, că nu a fost nicăieri timp de 2003, nu puteți să ceme, să vină, că, da. Deci el era tot în stradă și-o văzut. Tot în stradă era așa, și era și poliția în stradă, spun. Eu nu mă intru în casă, vreau să că eu am luat toporașul și spui că, și m-am menit să nu timp. Deci ai luat totuși toporașul? Eu am apăr, dar cum, dacă eram un cerdac. Și eu am văzut la dinse mint tot ceva, era măcar că întuneric, că vreau lumină la ochi, eu până și nu cunoștem. Dar așa m-am observat, zic, presne o dată, zic, mă grada, mi-am urșit chiar și în casă. Și l-am toporaș cu smapă, și am spus, și nici n-am dat lui lovit, am spus, băieți, ieșiți, dacă nu, zic, dar mi-am început, așa. Da, zic, ieșiți din poară, nu e la mine la bătaie, și încă, știi, te-au lovit? Ștefan aici, îi spune lui Șalan, nu-i tem, ca la Șalan, nu-i tem, ca să lujească mine. Dar eu spun, dar nu l-am ieșit, băi, ieșiți din o grad, să văd că ieșit, că știu liniștit, știi? Cu marșul ieșit, și cum a ieșit, eu am închis poarta nici într-o parte. Dar ei rupă o scândură din gard, o să chece, și pe poartă mă lujesc în cap de 2-3 ori, mi-au dat așa. Da, și eram cu căciula asta, mai scurt, eram în cap, de altfel avea să mă lujească și avem să amnesesc. Asta, 100%, știi? Mă luge bine. De la ștachete, de la scândura din gard. Dar aici mine mă provoca și eu să topor, v-ați că supăra așa. A, pe iată, ta ești acum cercetat penal, chiar pus sub învinuire, pentru că ai fi dat cu toporul peste poartă. Doamne, nici nu mă gândesc, nici nu l-am atins asta, 100%. Dar el, dar de unde are leziune? S-a lovit el cu ștacheta, să știu. Dar nu am avut leziune, eu am avut de înainte pregătit. Dar de unde e expertiza aceea? Și crezi că e falsă? Ceri anulare expertize. Ai avocat, te apără? Eu am avocat, da. De stat, nu-l plătești, e de stat. Da. Și te apără, ai încredere? Adică el nu prea mare încredere, văd că oricât pe dânsul, el fă apără, dar el, eu știu de fapt că cum vorbim noi cu anchetatorul, că singur băiețul ăsta Ștefan, care a intrat în gradul, victima, da? Da. Așa, care el el zici că e victimă, da. Da. Dar eu până zic, dar n-avea nici o lovitură. Întâi când
Ei, au prezentat expertiză. Da, ma ta, zici că te-ai plâns după aceea. Poliția a examinat plângerea ma tale că i-a intrat acasă și te-a agresat. Și nimic nu ne și trage atent. Dar el ce? Și avea sânge înainte pregătit și a făcut așa un semn în parte. Brapii? Crezi că avea sânge? Poate nu era sânge acela. Da, era de găină asta sardă, dacă eu nu am înțeles. N-avea cum, dar eu și nu eram, eu nu îmi bat în viață, nu mă băs nimeni bat. Nici mă halăziți. Și eu, că, eu când am după parte, spune, el ăsta vorbește și altă. El pe mine m-a mălujit. Dar eu nu, eu prost arătam toporul și al băi, nu-mi crească și toporul la mine da, mână. Da, da, și, da. Și, și nu-mi crească, zicem și eu cu frică, dar, dar dacă au auzit vorbe care i-am spus, am 2-3 minute în urmă, apuneam și așa intră în o grană, zici, altul loc, eu nu știu cum, altul sunt altfel cu niște, și eu mă prost înapoi, am văzut că, dar el răpe eu cu șarele, iar poarta, și eu, dar eu am lăsat, vreau să am câteva ani când am schis poarta și m-am prăcut chiar la de. Iar vin de urma mea, zici? A intrat iar în o gradă. Iar, înțelegi, un grad, dar iar până la scări. De două ori a intrat în urma tale. De două ori, și eu încă nu știam de-am ce să fac. Eu mobilul și sun la, la un nipoțel de noi, zic, băi, să șca. Bine că aceia doi băi să sar la bătaie la mine, zic, și au venit martor? Ei când au venit, când au văzut, a scris, dată ești, îndată ești par, știi? Pentru că lor nu le trebuie martor, ceva, știi? Da. Și ei cum au ieșit, eu nu m-am intrat în casă, răb de pistol la poliție, la, la, la Buceșcov, da, la Victor. Vine ea ca aici așa niște băieți, am probleme care nu am spus cazul ăla. El spune, vin și ia uite, de-am un șovinist, el mi-a spus, eu de-am un poliție. Eu când mă uit pe fereastră și de-aia de-am poliție la parte, toți erau grămadă, eu spun că asta, timp de 5 minute. Era echipajul de la Raion, de la Elovie. Da, de la Elovie. Din când m-a așteptat dinainte, când eu am spus că vinții ăștia și eu au auzit că erau pe loc. Și, și băieții ăștia. Eu nu mai ies la poartă, dar eu am vrut să vin Victor Uceascovul nostru, pentru că eu lui mărjulem tot timpul. Când ies, șade altă poliție, cu patru cu dânsi, tot polițiști. Și începe. Dar ăștia, Ștepan, șalnat, nu erau... Băi, dar unde știi, știi? Nu e ea ca tu, eu încep să-i spun, uite, poartă-i fermat, uite, ori stacheta asta, mărește în cap, zici, îți spun că eu mărește din ei. Deci te-ai plâns pe loc, verbal. Da, cum? Și, și nu ai examinat chestia. Nu e, în schimb, te-au luat prima ta la poliție, nu? Te-au luat la Raion. Dar te-ai luat în mașină, noaptea? Băieții, când nu-i uitat două ori, cu stacheta așa, care m-a lujit în poartă, m-a zvârlit cu dânsa de jos, când mi-era înșerdat cu poliștii, m-a zvârlit în mine, cu plan că slujească în fereastră, să treci fereastră. Vine cu poliștii totuși, nu chiar în sticlă, dar șocat. Dar eu n-am pus mână pe stacheta așa, băi, uite, stacheta asta e... Dacă luai... Cu amprentele lor, adică, da? Și nu a luat-o. Nu, nici și nu se uite. Eu, am înțeles. Și ia, da, ștacheta acolo, jos, zic, băieți, uitați-vă, e o ștacheta asta, mi-a rupt-o. Chiar când am ieșit pe urmă în drum și era poliția, dar știi, până și cu băieții ăla, nu mai era de-am, erau duși, știi? Era poliția așa. Și a început, știa ca, tu, mol, că face tu de lui, zic, băi, eu nici n-am avut împrinsă să-ți lui intenție, nici n-am ieșit în drum, peste parte, și nici n-am dat cu părășcatar. Eu nu m-am lămărtat, băi, nu vreți că tot și părășcatar. Și conflictul s-a terminat și te-au luat la poliție. M-au luat, ei au intrat în casă, și tu ai lui, băi, eu spus ea că tu părășcatar este în altceva. Ia să vedem, ia să examinăm. Mi-au intrat în casă mare, o filmat tot, în altă am văzut patru comnate mari, peste tot și ei până spun că n-am intrat, că nu am intrat. Poliția zice că nu a intrat, dar a intrat. Dar un tot a fost de mine, toate filmațiile și în casă mare și... Dar și căutau. Adică ei căutau, singur nu știu și căutau, știi? Dar ei au propriu interes ca să filmez tot ce am acolo, că televizor, cu colegine, că și m-am dat ca și... Oho. Și mai este. Și în Bieșni am intrat cu chească, și mai este într-o mai scurte butoaie și tot. Și mă tale, ai dat voi sau ei au intrat de capul? Eu nu le-am dat voi, înțelegi? Dar e tot ce este, eu nu sunt... Câți erau? Doi polițiști în uniformă? Era Andrei Bereniță și încă vă trei băieți. Dar de unde îl știi pe nume? Eu am spus cine sunteți. Aha, și s-a prezentat așa, da? Întâi nu spune, da. Andrei Bereniță și mai scurt prin toate cum, tot eu filmat, tot eu fotografiat, tot ce am în casă, știi, înțelegi? Și îmi bești. Și cum, când am noi ieșim, că tot sunt asta. Rast de cum vine, hai noi ieșim iar până la poartă și mai ieșim pare, dar vine ăștia. Brasca, acei doi, ca butul lor le-a făcut. Și de nu era și el făcut și așa cu semnul o lichid sânge în partea dreaptă. Dar de-am avea un fel de, nu de cu plasteri, un fel de scotch pus. Așa. Ca, băi, dacă nu te-am lujit, ce te faci nebun, știi? Că doar nu te-am lujit, că nici nu am dat în direcția lui. În partea cealaltă e exclus. Îți spun, eu m-am oprat și speriat de... Și-au fost și ei la Raion atunci? Nu, i-au luat pe ei, numai pe mata te-au luat. Nu m-au luat, că sunt vinovat, care ești, eu îți spun. Și cât te-au ținut?
mă sun toate până dimineață. Mai scurt eu, și eu scris... Închis, în cușcă. În cușcă și mi-a pus... M-a impus cu forță să mă scrie dacă nu știu că noi te închidem. Dar ce ai semnat? Nu știi ce ai semnat. Nici nu știu că ei m-au impus cu fela, te închidem, mă, și gata. De un bătem, tot ce bătem în casă, uh-huh. Rămâi chiar și... Și ai avut avocat de față? Nu, nu. Fost, erai mă, singur, nu m-am atat și polițiști. Nu, mai eu și polițiști. Aici, Vărăniță sau Vărăniță, da. El a scris toate, cum spune, cleauză pe mine, mi-și, cum spune, fabricate. Fără rușuri, fără rușuri, cu forță, spune, mă, te închidem, de cum te închid? Eu nici nu m-am dar gândit. Chiar te-au ținut da. Închis până a două, da. Da, dar nu cum da, mă închide, cum spune, că ești, că tu ești. Vreau să zic la Costijeni. Băi, eu gândesc... Tu abii ce la Costijeni? Uite, lasă, eu am spus, dacă și oamenii sănătoși, dar mă gândesc pe dânsă. Și spui, îmi pare rău că eu mă dar nici în fel de advocat. Dar nici nu am spus de advocat. Eu nu sunt la curent cu așa chestii, că n-am avut, nu cunosc nici. Mai zic, m-a prostit până între așa și... Dar am văzut un document acolo că ți-o explicat drepturile. Când ți l-a dat documentul acela? Păi, am l-a dat mâine săptămâna trecută. Cu... Dar nu atunci când te-au reținut în noaptea aceea, pe 29 decembrie. Nu, și mi-a dat acolo și documentul. M-a pus mai scălie, nu mi-am chestit nici și mi-a dat. Nu știi ce ți-a dat. Da. Dar nu ți-a dat nimic, doar ai semnat și a rămas la ei. Da, eu toată noaptea mai vrem să sunam la polițist, la Ucescovui, Victor. Nu mi-o mai răspund. Dar și de acolo ți-au lăsat telefonul în buzunar? Nu. Și de ei în cușcă cu telefonul în buzunar? Sau nu, cum eu ședeam cu dânși că de ei bătind. A, cât mai ședeam că vorbeam cu polițistul de sector. Eu, și nu răspundea. Am și tot drumul am sunat, băi, și nu răspunde, da? Nu răspunde. Când acolo la câte două ore, așa m-a întrebat mine, cu trei ore. Și nu număram eu la mobil, de eu nu știu. Dar era să ieși sunul lui Ceascovei, îndată le-o răspuns. Dar de unde au știut că ei sună și nu tot mata? Că doar de pe numărul mătă le-o sunat. Eu știi numărul eu, Ceascovei. A, eu sunat de pe al lor telefon. Da, da. Am înțeles. Și-o întrebat ce număr are. Ce număr are? Și așa le-o răspuns. Dar nu vreau să-mi răspund. Am înțeles. Și cu n-am mai... Înțelegi? Omul s-a ascuns, o Ceascovei, și n-am mai vrut să iei el. El era la curând. Am înțeles. 20 de ani îi spun mergea lui. Și a doua zi ți-o dat drumul, nu te-o dus în instanță de judecată, îți ceară arest. Dacă nu mă ascult, dacă nu mă scăliem, eu vreau să mă ghid, că să mă duc în Costijeni. Băi, eu în viață n-am fost, cum mă spunem, că mănăstirii mea cu... Eu la cel bolnav, fiindcă cunosc multe chestii. La mănăstire ai fost? Da, eu cam toată viața în mănăstiri, în biserică și... Am înțeles. Da, stresc. Ținem legătura, o să urmărim dosarul ăsta, să vedem ce face procuratura, ce face poliția, ancheta și chiar o să venim să vorbim și cu Victor din sat și cu viața lui. De ce nu interveni de atâtea ori, te plângi? Și domnule, eu mi-am pare că eu o tare estimam și eu țin la chiar primarul nostru, că nu era primar, știi? Dar se vede că l-au nebunit și pentru că l-au luat înțeleg. Dar și ești primarul, știi că ești hărțuit? Da, eu încă spuneam, băi, chiar că-i fratele, iei mi-o grad acolo, așa la Hoceala, care eu l-am prins. Altă dată. Da. Eu a fost vreo două luni înainte, știi? Zic, băi, domnul primar. A, tot toamna asta, da? Tot, da cum, da, păi, și șapa și alt gladial care săpa viceu, că tot a fost pe luni în urmă, știi? Oho. Tot timpul, îmi fac nea, care lupi gardul și-al mahalăjit, vite așa-l, oricum, Oleg, un Oleg, noi ce-mi Leocicu, șapă tățu, Gheorghe, mai scurt, așa la care pușca o trasă în direcția mea, după patru ori, ca să iei pușca. Nu. O fost așa ceva să trag cu pușca în direcția mătării? Da, în direcția, dar cum să mă spare de mult, că oricând noi putem să te, știu, îi omorâm, știi? Și am spus la Ceascovei, întâi o spus ca să iei pușca, nu i-am luat. O spus ca să ne chemi, să vorbim. Asta tot recent a fost, anul trecut? Da, eu de fapt, mai de mult îi spun de Victor așa, dar cunosc că nu întreprinde nimic, dar spun că și lemnul mi-a furat. Poate te-ai plâns prea des și el de-a mai sătul. Dar nu că de asta, eu taman că eu, dacă vedem că e nici un rezultat, nici nu mă preplângem. Am multe, 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 și-mi rupe gardă și mai multe chestii. Când am trebuit moară la mine, când am spus de biceu, sap aici, zice, de toată putarea asta, când zic, vine o gradă, dar biceu, e tam mai aproape, cum veneam lângă tot timpul, știi? Zic că dacă este biceu, ce trebuie sau așa. El zice că, și apoi am arătat gardul, băi, uite, am recent, am putut 3 zile în urmă, 4 stachete mi-au rupt, poate, măcar pot să om, eu îmi cui poarta, când mă duc de acasă, dar ei, între bâmbul meu grad la mine ca călzim și acasă, știi? Și îmi dărâm casă și mai am de ce spun dacă... Monitorizăm cazul și o să venim și la bardar și o să mergem și la judecăți, neapărat o spunem lumină pe cazul ăsta că pare tare suspect. Dar eu...